job. Okay. Proiectul Be a Promoter of a Healthy Lifestyle Set the Trend este implementat de Asociația Dunăre Edu în Oltenița și este unul dintre cele 20 de proiecte pilot societal. Proiectul este finanțat de Tineret în Acțiune prin programul EVS, Serviciul European de Voluntariat, și își propune în perioada martie 2013, împreună cu 4 voluntari europeni din Spania și din Rusia, să sensibilizeze tinerii din Oltenița și din împrejurim referitor la ce înseamnă un stil de viață sănătos. Orașul nostru este un oraș aflat pe malul stâng al fluviului Dunărea. Este un oraș micuț de 27.000 de locuitori. Prin proiectul Fii promotorul unui stil de viață sănătos, am încercat să punem Oltenița pe harta Europei. Ca profesor de sport, vă pot spune cât de importantă este mișcarea pentru un stil de viață sănătos. Voluntarii EVS, Manuel, Saul, Anastasia și Ianira, au participat în orașul nostru într-o varietate de activități. În cadrul școlii de vară am reciclat hârtie împreună cu voluntarii EVS de anul acesta și am învățat împreună cu ei cum să realizăm diplome pentru concursurile noastre. Am avut Târgbalci Fest, în care am încercat să oferim tinerilor din Oltenița o alternativă culturală bâlciului tradițional și săptămâna sportului, în care ne-am pus în locul persoanelor cu dezabilități. În cadrul Asociației Dunăre Edu, acordăm o mare atenție drepturilor omului. Împreună cu voluntarii EVS, am realizat un flashmob în care am scos în evidență excluderea persoanelor alcoolice din societate. Voluntarii EVS au lucrat în toate cele trei licee din Oltenița, iar în liceul de față Ion Ghica au implementat proiectul ASOPLIC, în care au învățat copiii cum să folosească un calculator și cum să realizeze un CV Europass. Asociația Dunăre Edu este o asociație înființată pentru tinerii din municipiul Oltenița și din satele din împrejurim și în activitățile noastre, principal cele pe EVS, ne bazăm pe o strânsă colaborare cu stakeholderii locali și mă refer aici la primăriile, cea a municipiului și a comunelor, cu biblioteca, liceele, școlile generale, cu termourban, eco-aqua, eco-sal. Mai de-o dată? Ia, hai, dă-mi picior. Dă-mi picior. Dă-mi picior. Un stakeholder important pentru noi este lupul. Nu arată la lup, dar este paznicul nostru de bază. Cioco. Felicita mama Chirei, care Chira este cetățean spaniol de o lună de zile, fiind adoptată de unul dintre voluntarii noștri. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.